În dispoziția primară 2021 din 20 a fost convocată și din sala ordinară a Consiliului Local pentru luna octombrie. La această ședință sunt prezenți 13 consilieri, respectiv domnul Mărinte Marian și domnul patron al Constanției. Ambele proiecte de hotărâre sunt însoțite de rapoartele compartimentelor de specialitate și avizele consultative ale Consiliului Local. Rog doamnele și domnii consilieri care au un interes de natură patrimonială în proiectele supuse dezbateri să abțină de la deliberare și adoptare. Domnul președinte, dați citire ordinii. Da, bună ziua. Dăm citire proiectului ordinii de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare Consiliului Local Helegiu din 31.08.2023. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Helegiu în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Helegiu pentru anul școlar 2023-2024. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunei Helegiu pentru anul 2023 și modificarea listei de investiții pe anul 2023. Și punctul 4. Diverse. Cine este pentru? Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local de Regiu din 31.08.2023. Proiect numărul 2. Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local. Da, știi ce? Deci proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Regiu Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Helegiu pentru anul 2023-2024. Dacă îmi permiteți, să vă rog. E vorba de două persoane pe care le vreau să le veți desemna. Doamna Comă. Da. Da, eu zic să mergem pe aceiași oameni care au experiență. Sau, care au fost și-am făcut? Eu și cu Elena Șpilie. Avea doamna secretară o altă propunere, cine ce cine fost ce după lei? Doamna Coman și doamna Dorescu. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Da. Da. Numărul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunei Helegiu pentru anul 2023 și modificarea listei de investiții pe anul 2023. Da. E vorba de obiectivul deja de cămin cultural, obiectivul pe care l-am finalizat după un timp destul de lung pe care niciunul nu l-a propus. Vineri va fi recepția pentru a-l închide pe cheltuieli pe proiect. Vom 78.000 de la un capitol pe reparații apă, pentru că anul acesta nu am avut așa mari intervenții pe rețeaua de apă în comparație cu cel de anul trecut și au fost puși mai mulți bani în buget. Banii pe care am cheltuit anul trecut, n-avea cum să estimăm cheltuielile. Luăm 78.000 de la apă și ducem la, de la reparații pentru Căminul Cultural. Deci ce va fi bine, ca să nu fie probleme și să ne încheiem acest obiectiv. Da. Discuția că se vă răscuții. Cine este pentru? Potrivit la cineva. Așa. Și punctul 4, diverse. Cine sunt scrie la diverse? Zărnescu? Da, domnule. Domnule primar, este codul ăla de țin la minutul o bucată de codul ăla, codul mare la vreții. Minutul acolo, relajul ăla. Deci, cum spunea toată, are 5-6 luni. La, la Helegiu, care duci la Helegiu, rupt o parte ca lumea, nu? Hai să facem, să-i puneți-o. Pentru că știu eu, a fost un accident la Bina. Am rupt, e împins, dacă nu știu. Împins, e rupt, să trimit cineva acolo să vă... Și era secțiune de tot ăsta aici. Da, o să-l trebuie. Și cu becul ăla. Becul ăla ne-a apărat becul. Adică, deci, podul n-a fost în intervenit pe el atunci, nu a fost pe ducea de 3-2-2. Era parte din proiect, nu s-a făcut. Și o să găsim resurse să-l băgăm în reparație. Oricum, un trei drumul de ADN, credem că la anul acestea intervenții majore, ținând cont ce dabățelea va fi spart cu apa și canalul. Domnul primar, și altceva, un loc tare mult, nu veniți cu canalizarea pe mijlocul șosei. Dacă vreți, vă doresc eu asta. Dar nu,
să fie primar în funcție, luat și hotărârea, nu în funcție. Să vedem urmă, de ce ce-o spune la tine? Le lasă-mă la mine. Stai cu mine. Păi stai cu mine. Dacă nu știu la tine, să vedem să vedem să vedem să vedem. Să te pierdi și uite, să dea Dumnezeu să te pierdi și uite. O să consultăm, mă. Nu prea văd. Vor fi și branșa. Bine, știu oameni speciali și trebuie să vină, nu știu cine la lucrurile. Da, dar dacă trebuie să vedem, e nu poți să știți că problema canalizării nu este doar la Deren sau doar la Brătila o să fie. Întreaga țară, pentru că oriunde am mers după ce s-a intervenit pe structura drumului, pentru că nu se compactează suficient de bine, pentru că este destul de greu să compactezi o tăietură de un metru jumătate pe 3-4 metri în funcție de scurgerea, de panta al canalizării, se mai lasă canalizările. Și azi se întâmplă la Deren, s-a întâmplat și la Bacău, s-a întâmplat și la Orez. Cu siguranță se va putea întâmpla și la Brătila în fiecare zone. Eu zic să dea noi să începem, să vedem și să o găsim. De un câștig la Brătila, că avem inclusiv boate de brașament și atunci aceste supraversări pe care am fost nevoie să le facem noi la Deren și pe o altă cheltuială, se fac o dată cu proiectul și atunci se infiltră sau se compactează. Clar o să fie dar la Ureș, toată lumea ne-a mulțumit că să-ți găuri. În fapt, la anul că o să fie finalizată care, vor fi și bucuroși, să dea Dumnezeu să avem acolo. Nu sunt de atât țară și toți ieri, când trebuie să sare ce proletară, să faci totul. De asta am spus că la anul poate de reușim, măcar și porțiunea aceea de pe piatră să o reasfaltăm în stradă de 4 cm și atunci, dacă nu te bați, e normal să întâmple fenomenul ăsta. Canalizarea se lasă, este, nu are cum să nu se, că nu poți compacta. Da. Domnul primar, vreau să ne dați posibilitatea să participăm la ședințe online. Este reglementată prin lege această posibilitate. Este o muncă pe care nu presupune prezența noastră fizică aici. Materialele ne se transmit online, putem formula puncte de vedere online, putem vota online, adică o platformă Zoom și să ne consultați. Nu știu dacă e nevoie de platformă Zoom, e foarte simplu și prin WhatsApp putem să comunicăm. Nu a fost până acum solicitări în sensul ăsta. Pentru că eu primesc material, dar sunt situații în care ședința este pe zi pe alta. Nu? Și au mai fost, cred că și colegii în situația asta, nu își doresc să participe la ședință, dar nu reușesc în timp. O să intervenim cu o modificare pe următorul, la următoarea ședință de reglementare în care că nu avem reglementată apă în situația după pandemie, atunci imediat, în care s-a reglementat situația în care consilierii participa și online. Și o să găsim o modalitate, cred că e mai dificil, dar trebuie să montăm aici aparatură. Nu, Zoom meeting, pe Zoom meeting, pe telefon. Material, și pe telefon. Nu trebuie nimic, este un monitor să nu, e suficient să se audă, adică eu personal nu trebuie să văd toți consilierii, e suficient să aud ce se discută la ședință și să pot fi auzită. Din punctul meu de vedere se poate face și fără o platformă, fără o aplicație anume, doar într-un simplu WhatsApp cu cameră. Asta nu înseamnă că noi nu va trebui să facem dovada că am participat, că am studiat materialele și exact. Un feedback vis-a-vis de acele materiale. Avizele ar trebui să... Sau uite, astfel da. Domnul lucrurile astea pe al de a reuitați lău, ce legătură au cu drumul nostru, religiu, poemă sau... Cel puțin din 2016, când sunt la primărie, am făcut de foarte multe ori solicitări către SEGHA, pentru că lucrarea pe care o face SEGHA, nu primăria religiu, doar la intervenția noastră, spun, și la solicitarea și la rugămintea noastră, pentru că în urma inundațiilor din 91 și până astăzi, după 30 de ani, zona aceasta a stăului din podul acotului de la
de N11 s-a colmatat foarte, foarte mult. Adică partea de jos s-a ridicat cu 2 metri jumătate de metri, la fiecare viitură se putea duce lipos din unde acele case care a fost. Da, așa, e un volum mai mare de apă. Am încercat de diferite ori, de multe ori, de nu știu cât de sute am făcut, la toți direct care au luat. De data aceasta am vrut să înțelege, pentru că unul dintre colegii mei astăzi pe asta a visul mediului și cred că ar dormitea dânsului și la înțelegerea doamnei director de la SECHIA mi-au fost trimise două utilaje care văd că își fac treaba și chiar sunt mulțumit de felul cum lucrează. Se va face amonte și aval de drumul național. A fost nevoit să obține de la drumul național aprobare pentru că nu se poate face lucrare fără avizul dânsilor, pentru că e obiectivul lor. Chiar în lege am citit că au obligația lor să curețe albea în arbal și în munte de cod. Au utilaje performante, cred că mai au 300 de lucru. Partea de aval rămâne așa cum este acum, e pe finalizat. Partea de amonte se va ajunge până de la partea de cont în corp, ca să poată mai avea direct. Dar eu am înțeles că e foarte posibil ca acel proiect despre care se vorbește cu barajul belgi să ajungă undeva până pe teritoriul comunei noastre, până în dreptul podului, de știu eu, și inclusiv malurile vor fi protejate, pentru că acel baraj nu va mai fi munciu de apă, așa cum a fost în anul copii sau parte din anul de la cu toții. Va fi pe lungime, adică cu chestii de... Da, de canal, cu niște ecluzii care se închid atunci când ghiturile sunt pe Tazlău sau sunt concomitent cu cel de pe trotul și să oprească Tazlăul, să treacă trotul și ceva de genul ăsta. Așa am început să ajung tot de la mediu, că luciul apei nu va mai fi așa cum știam noi, adică să până spre aerodromul celorlalte, dar acum pe... nici nu vor fi atinse, adică de știu. Eu va fi un canal până undeva pe raza, pentru că altfel n-aș fi văzut de ce cauză o ridicat topul. S-a făcut ridicătorul până în dreptul conductei de la LG-ul, de către firma autorizată, în vederea pe proiectul pentru o vinge de la mediu pentru aviz în teren. Ca să vină la vorba mai mult și mai degeaba nu știu, nu spun că o să vină apa la 4 metri de pe pod. Eu spun că va fi spune. Nu știu că a fost la Bretila. Nu știu că a fost la Bretila. Nu pot la LG-ul. Deci, repede, lucrarea de Castelul este un lucrare în mediu. Să ajungi cu ala religiului de 20 de metri. Dar trebuie să discuțim cu unul și așa de la cheia. Mulțumesc!